Dragi telespectatori, noi continuăm emisiunea și vreau să te întreb, Ștefan, eu știu că tu ești așa, cu foarte multă tehnologie la zi. Te uiți foarte des pe YouTube. Da. Spune-mi tu mie, hai să facem așa o nu știu, ghicitoare sau așa. Acolo este un personaj, să zicem așa, o bunicuță, da, care ne înveselește pe noi toți acolo pe YouTube și de la care avem multe de învățat. Da. Cam cine crezi că... Despre cine crezi că e vorba? Despre tanti Lenuța. Tanti Lenuța de unde? Din Chinteni, Lenuța din Chinteni. Vreau să-ți spun că astăzi este prezentă alături de tine la ziua ta, pentru că știu că o apreciez foarte mult. Uite că vine! Bună ziua! Bună! Să rămână doamna Lenuța, dați-vă să o pup și eu! Bine, bine ați venit! V-am găsit! Și îți mulțumesc din suflet că m-ai chemat. Mai așa să vă vadă la camere. Onorat să ajung eu să fiu onorată de tine la ziua ta. Doamna Lenuța, dumneavoastră ați văzut că noi ne facem un obicei. Ne întâlnim și sărbătorim pe cei, da, mai mici. Și îmi place că și dumneavoastră v-ați făcut obicei de a veni cu noi. Păi dacă sunt invitată, eu... Păi asta îmi place, că vă invită ei, vă invităm și înseamnă noi și bucurie pentru toată lumea. Exact, bucurie pentru noi, pentru toți. Da, mă bucur foarte mult, foarte mult. Știu că data trecută când ne-am întâlnit a fost chiar ziua dumneavoastră în, da, acea zi. Și ne-am bucurat să vă avem și atunci, dar și acum în emisiunea noastră. Și atunci n-ai venit cu un torn, n-ai venit cu o echipă, n-ai venit cu... de ce? Mă bateți în obrază. Păi amu, dacă dumneavoastră știi să facă... Păi, data viitoare facem o emisiune special pentru dumneavoastră, dar numai la anul, când e ziua dumneavoastră, să aducem tortul. Până atunci, bine, mâncăm dintre alu Ștefan. Da. Ștefanie. Da. De ce nu ne-ai venit cu un tort? Spui că n-ai știut să-l faci, dar mă, data viitoare, da, pregătim amândoi. Da, uite-te. Când m-au invitat, au zis, dar păi zic, mă, eu cu ce mă duc acolo la voi, la câmpia turză? Dar ce viu cu OTV-ul? No, de ce n-ai venit cu OTV-ul? Pentru că... Păi ce, n-ai avut carnet? Nu, l-am văzut. N-ai avut ATV de două locuri, orice bani. Da, da. Doamna Lenuța, dumneavoastră sunteți obișnuită cu mașini, doamna de alea, Lenuța, cu jeep-uri din ce am văzut, doamna pe internet. Doamna Lenuța, da, am vrut să trimitem limuzina de la Mihai Viteazu după dumneavoastră, dar păi și aia a fost rezervată. Nu a fost răcată. Să ziceți la microfon. Nu. Și până la urmă cu ce ați venit? Cu ce am venit? Ne-am băgat mașina, am o vecină. Dar nu mă luați de rușine. Bun, mă salutăm și pe vecină. Nu mă fac de rușine. Ne bucurăm, doamna Lenuța ne aduce întotdeauna zâmbetul pe buze. Ne bucurăm tare mult. Mulțumesc, da, eu îi mulțumesc lui. Și când stau de și mă uit aici în spatele nostru, atâta frumusețe. Avem și atâta dreptate. Copii cresc în domeniul ăsta folclorului. Pe mine mă bucură. Vă cred și ne bucurăm că sunteți încă o dată, vă spun, alături de noi. Și pentru că iată-l sărbătorim pe Ștefan astăzi. Ce-i urați dumneavoastră? Dar ce pot să-i urez la o schinteie de copil de ăsta? Să crească. Mulțumesc. Să asculți părinții. Mulțumesc. Să înveți la școală. Mulțumesc. Și să te hărăzească Dumnezeu pe unde ai umbla, dă cu bucurie și cu veselie. Mulțumesc! Doamna Lenuța, ne bucurăm tare mult. Sigur, e o bucurie și pentru tine, așa-i? Da. Și vreau să vă mai întreb, ce ne pregătiți acolo nou pe internet? Aveți ceva proiecte care urmează să le faceți? Mâine apare. Mâine apare. Deci, dragi telespectatori, să știți că urmează ceva nou împreună cu doamna Lenuța de la Chinteni. Da, uite-te, Ștefanie, dragă. Eu, da, trebuia să știu la filmare. Păi la filmare ați venit, dar la alta. Și pentru tine, nu știu, la noapte, mâine dimineață, dar pentru tine m-am sacrificat și am venit la voi. Mulțumesc. Vreau să vă spun că sunteți o bunicuță minunată și că pentru vârsta dumneavoastră sunteți foarte frumoasă. Cea mai tare. Îți mulțumesc. Vai, din suflet. Mulțumim. Alături de noi este tanti Lenuța de la Chinteni, așa cum o știți dumneavoastră, pe care o iubiți, o iubim cu toții și mulțumim că ne aduce zâmbetul pe buze. Vă dorim sănătate multă. Mulțumesc. Și să fiți alături de noi cât mai mult timp și să ne bucurați sufletele prin starea dumneavoastră de spirit, ca om, ca
Ceea ce sunteți și dumneavoastră. Și eu vreau să le mulțumesc și să se bucure părinții care i-o da viață și să-și e mândri de el. Mulțumim frumos! Doamna Lenuța de la Chinteni a fost alături de Ștefan, alături de noi și alături de dumneavoastră, cei de acasă. Și doamna Lenuța, dacă vreți, joc și voi bune, dăm drumul la cântat. No, da, la-l aștept. Ala-l așteptăm cu toți. Să-i dăm drumul la joc și voi bună. Așa că nu-i mamă ca mea.